Rovana Plumb rămâne cu imunitate. Plenul Camerei Deputaților a respins marți, prin vot secret, solicitarea de aprobare a începerii urmăririi penale față de ministrul demisionar al fondurilor europene. Rezultatul votului a fost anunțat și în plen. Au fost 284 de parlamentari prezenți, înregistrându-se 283 de voturi valabile exprimate, dintre care 184 împotrivă și 99 pentru. Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor mei că au apărat astăzi prin vot principiile fundamentale ale statului de drept și mă refer la separația puterilor în stat, au înțelegând faptul că oportunitatea unei hotărâri de guvern care are toate avizele de legalitate nu poate face obiectul unei anchete penale. Ministrul demisionar al fondurilor europene, Rovana Plumb, a susținut și în plenul Camerei Deputaților că este nevinovată în dosarul în care este acuzată de către DNA de complicitate la abuz în serviciu. Aceasta a spus că demersul procurorilor anticorupție este un abuz și o represiune nedreaptă împotriva miniștrilor cu scopul ca PSD să fie scos de la guvernare. Între timp, conform administrației prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat demisiile miniștrilor Sevil Shaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc, precum și de cretele de numire a înlocuirilor acestora Paul Stănescu, ministru al dezvoltării regionale, Felix Stroie, ministru al transporturilor și Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene.